Iar după semnarea contractului cu gruparea din Crânga, Adrian Mihalcea a efectuat primul antrenament, iar astăzi, tot la antrenament, a oferit echipei Campus TV primele declarații. Noul tehnician a spus că propunerea de a veni pe banca tehnică de la Gloria a fost o ofertă de nerefuzat. Într-adevăr, chiar a fost o ofertă fulger, e vorba de o discuție avută nu ieri, alaltăieri, cu domnul președinte. Și într-o zi s-a simplificat totul, o ofertă venită din partea unei echipe cu un obiectiv îndrăzneț, o echipă care pe puțin anul trecut a ratat intrarea în play-off, anul ăsta cu siguranță atacă în promovare. O ofertă care, chiar dacă nu aveam decât 2 săptămâni de când am plecat de la ultima echipă, nu aveam cum să refuz. În a doua zi în care a lucrat cu jucătorii, noul antrenor al formației buzoiene a vorbit și despre valoarea lotului, alături de care are ca obiectiv promovarea. Vestiarul este unul destul de valoros. Vestiarul este, sau lotul, este unul numeros și valoric, deci competitiv cu siguranță. Au avut un început ezitant, din păcate, cu mulți dintre ei mă cunosc, pe unii am antrenat, unii mi-au fost adversari, nu cred că vor fi probleme. Adrian Mihalcea a fost numit antrenor la Gloria Buzău în urma unor negocieri purtate ieri cu responsabilii clubului, cu reprezentanții autorităților județene și locale, precum și ai finanțatorului privat Campus Media. Fostul internațional dinamovist a semnat un contract pentru întreg sezonul.